când dau de volan, simt că face ceva și spatele, adică parcă ea merge așa într-o parte, nu virează doar fața. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan, iar astăzi filmez un episod foarte special. O să filmez mașina asta din spatele meu. Este vorba despre un Audi A3 din anul 2008. Acum are 230.000 de kilometri și are diferite zgârieturi, o să vă arăt imediat. Dar episodul ăsta este special pentru că asta este prima mașină verificată de mine pentru Mașina Potrivită. Cu alte cuvinte, este mașina primului meu client. Și asta se întâmpla în anul 2011. Îmi aduc aminte de anul 2011 foarte bine și nu o să vă zic ce sumă de bani am câștigat atunci, dar îmi mergea așa de greu încât cu bănuții pe care i-am primit pentru găsirea acestei mașini, mi-am cumpărat de mâncare, mi-am cumpărat șampon, nu mai aveam nimic, frate. Și m-am gândit atunci să rămez banii ăia, dar efectiv nu aveam, deci n-aveam nimic și din păcate i-am cheltuit, mi-am cumpărat de mâncare, practic. Deci cam așa au fost începuturile Mașina Potrivită. Sunt sigur că ar fi interesant de făcut un astfel de episod, pentru că voi poate nu știți foarte multe de mine, despre mine, mă vedeți așa cu diferite mașini, dar nu știți exact povestea mea. Bine, dar asta pentru alte episoade. Hai să ne uităm la mașină! În cazul în care vrei să ne devii client, îți recomandăm să ne scrii un mail sau să ne trimiți un mesaj direct pe WhatsApp. Cam așa arată raportul pentru mașina asta, raportul pe Car Vertical. Sper că se vede ceva. Kilometrajul pare că n-a fost modificat, furt nu. Accidente, sigur a avut, avarii diferite. Au 2008, daună detectată 2011-07. Aha. Îmi aduc aminte. Din părți îmi aduc aminte. Ce să-mi aduc aminte? Că de acum 11 ani ce să-ți mai aduci aminte? Așa. Kilometri parcurs, ia să vedem. În 2014 avea 89.000 și de atunci au crescut 218.000, acum are 230 km, nu sunt dați înapoi la mașina asta. Așa. Ar putea avea 221.000, mi se pare fair, are 230 în realitate. Daune 2011-07. Bine, nu mai am niciun raport de atunci să mă uit. Oricum, n-a fost ceva mare. Și cam atât, ia să vedem dacă există poze cu mine cum verificam mașina în 2011. Nu există. Dar haideți să ne uităm fizic la mașină. Bun, cam așa arată mașina. Aici are o gâlmă, nu știu dacă se vede, ba da, se vede gâlma. Farurile nu mai sunt foarte proaspete, bara fața a fost julită. A fost julită și pe aici. Aici are și ceva filler. Deci asta a fost sigur revopsită cândva. S-a mai exfoliat vopseaua. Bă, nu mai arată foarte fresh. Asta este și îndoită. Cred că ar merita schimbată, dacă cumva ai vrea să o așa. Asta sigur este revopsită, v-am zis. Parbrizul înlocuit. Așa, pe partea asta arată binișor. Bine, mai avem acolo urme de rugină. Acolo avem urme de rugină. Aici avem o dită mai urmă de rugină. Dar nu este ceva grav. Roțile mi se pare că arată bine, dar ajungem imediat și la roți. Din spate n-arată rău, are o îndoitură aici. Mai are pe aici o exfoliere. Exfoliere, o lovitură. Și aici deja lucrurile nu mai arată foarte bine. Cineva a zgriat-o pe aici. Altcineva a revopsit-o peste. Aici mai are ceva. Și astea au fost revopsite. Aici cumva cineva a și șlefuit sau așa a fost de la daună și are și rugină și aici. Bine, asta nu trebuie n-aș schimba-o, dar ar merita făcută mașina asta. Așa, și ce mai avem pe aici? Cale multe Audi-uri din astea. Prag. Asta, de exemplu, aici este rugină care a înflorit. Asta ar trebui dată jos și văzută mai exact aripa asta și cel mai probabil a schimbat și aripa asta. Este prea ruginită și sincer nu cred că mai merită făcută în vreun fel. Pe partea de roți, astea sunt cauciucuri de iarnă,
Nu știu exact din ce an or fi, că nu scrie pe ele. Discurile sunt bune. Și la fel și plăcuțele. Deci, oamenii au investit pe partea de safety. Stai să vedem pe cealaltă parte, dacă cumva vedem dotul cauciucurilor. Oho! Bă, deci, este așa. Deci, astea sunt cauciucurile de iarnă din anul în care a fost cumpărată mașina, 2011. Wow! Dar discurile și plăcuțele bune. Bă, nu știu, sunt vechi. Arată bine ele. Așa, dar n-aș mai merge cu cauciucurile astea. Hai să ne uităm în spate. În spate avem tot 2011. Tot discuri bune și plăcuțe bune, dar nu se văd plăcuțele. Da, sunt vechi. Astea le-aș schimba. Pe dedesubt, mașina n-arată îngrozitor. Toba nu-i spartă. Bă, n-arată rău deloc. Pentru o mașină așa veche. Și nu doar că e veche, dar nu prea a fost ea îngrijită. N-arată rău. Hai să ne uităm la motor. Așa sunt cei de la care am cumpărat mașina. Și mi-aduc aminte de negocierea destul de severă pe care am avut-o cu Tal. Cu Tal de la AAA Auto. Dragilor, așa arată motorul de 1.6 MPI, motor de 105 cai de la grupul Volkswagen. Am văzut motorul ăsta anul 2011, habar n-am cum o fi arătat atunci, dar probabil arăta bine. Acum nu mai arată el foarte bine. Avem o transpirație aici, deci cel mai probabil aș da jos capacul de culbutori. Aici sunt multe transpirații de ulei, adică cam totul este transpirat, mai mult sau mai puțin. Deci aici curg uleiuri peste tot și pe la clapeta de accelerație. Avem și pe aici, poate asta e spartă, ceva crăpată pe undeva. Bine, astea nu sunt chestii grave și motorul ăsta este un motor foarte, foarte fiabil. Am venit un pic nepregătit acum cu namănuși. Așa. Ăsta s-a dovedit a fi un motor trainic. Acum, nu știu cum au îngrijit ei mașina asta, dar dacă era diesel, sigur se strica mai ușor. Așa, au mers pe 1.6 benzină și până la urmă, ce să se strice la motorul ăsta? Nu prea are ce să se strice foarte mult. Nu știu dacă au schimbat sau nu au schimbat distribuția. Ia să ne uităm la ulei. Cam așa arată uleiul, nici prea prea, nici foarte foarte, dar nu este îngrozitor. Și să deschidem acum și capacul. Așa. Bă, băiatule, asta n-arată bine deloc. Vai, ce enervant. Ok, acum trebuie să vă explic un pic ce e cu treaba asta. Aici, pe capacul ăsta, sunt două tipuri de depuneri. Avem odată partea asta. Așa. Asta este un mix de ulei și apă sub presiune și asta este ceva oarecum normal, bine, nu în halul ăsta, pentru mașini care au mers foarte, foarte mult pe distanțe scurte. Hâța, hâța prin oraș, efectiv pe distanțe foarte scurte. Să mergi gen 2 km, dacă faci asta 5-6 ani cu mașina, cu siguranță o să se întâmple chestia asta. Și mai avem și un alt fel de depunere. Nu știu dacă se vede, este depunerea asta pământie. Asta fie se datorează unui ulei de proastă calitate, fie, în fine, dacă n-ai întreținut mașina la timp, cam asta se poate întâmpla. M-am uitat puțin mai devreme și în interior aici. Acum nu se mai ia. Așa, dar depuneri din astea pământii există și în interiorul motorului. Dacă eu mi-aș cumpăra mașina asta, cel mai probabil aș da toată partea superioară a motorului jos și aș vrea să văd cum arată, nu știu, cum arată axa cu came. Mă interesează puțin, pentru că aș cumpăra mașina ca să o folosesc mult timp de acum încolo, nu să mi se caleze motorul la un moment dat. Nu mă așteptam să găsesc chestia asta. Bine, hai să mergem mai departe.
dacă motorul ăsta ar fi fost un motor cu pompă de injecție de mare presiune, cu injectoare de mare presiune și așa, ăsta n-ar fi rezistat în halul ăsta niciodată kilometri ăștia în modul ăsta de funcționare. Vedeți voi, când vă cumpărați o astfel de mașină, da, motorul este fiabil, dar de obicei este un motor neglijat. Și problema la el este că el merge și așa. Deci are și un plus și un mare minus. Merge și așa și oamenii cam așa îl conduc în general, merg pe distanțe scurte și nu prea au grijă. Bun, haideți să ne uităm la interior. Poate o găsim mai frumoasă la interior. Bun, încă o chestie. Dacă aveți frunze de astea pe aici, este important să le aruncați, pentru că aici se poate strânge apă care nu se mai duce jos și se blochează toate traseele astea și atunci apa, în loc să se scurgă, rămâne pe aici și se produce rugină. De asta e important când ai o mașină, nu știu, pusă sub frunze, sub un copac, să deschizi capota și să cureți asta regulat. Hai să ne uităm la interior. Deci a mers. A mers un pic. Nu, a mers. Știam eu că o să fiți hater și o să ziceți, pun pariu că nu merge nici trapa. Așa mă gândeam și eu, dar uite, din fericire merge. Bun, acum ajungem la partea de interior, dar înainte, partea din spate. Ăsta nu mai este ce a fost. Și portbagajul se deschide doar atât. Cândva a fost înlocuit ăsta, telescopul ăsta și celălalt, și acum nu se mai deschide complet. Asta e, trebuie să te apleci un pic. Așa, să ne uităm aici în spate. Oh! Ce s-a întâmplat aici? S-a dezlipit puțin. Aici s-a produs o extorsiune a unui degajament. Opa, scuze. S-a dezlipit. Așa măcar avem acces la scaun. Aici sunt chitanțe. Vi le las acolo. Așa, deci s-a dezlipit ca ăla. Na, aia e. Am uitat să vă zic, mașina asta este cu plafon panoramic. Trapă panoramică. Acum eu sunt în spate și observ avantajul acestui capac lipsă, și anume simți că ai mai mult spațiu la genunchi. Uite, dacă era capacul aici, n-avea așa de mult spațiu, așa e mai mult spațiu. Bă, interiorul ăsta, da, nu știu ce să zic despre el, se poate curăța, nu știu că a fost curățat vreodată, eu unul nu mi-amintesc de mașină așa. Ce pot să vă zic, e următorul lucru. Tapizăria aici nu este ruptă. Uite, adică este în stare foarte bună. Deci aici, dacă un samsar ar lua mașina asta, poate să o facă extrem de giugiuc. Mai are mici urme, îți dai seama. Nu-i nouă. Butoanele arată destul de bine. Și asta cu o curățare se poate face foarte, foarte mișto. Uite, o chestie mișto la Audi ăsta este acest suport pentru telefon. Deci în 2008 Audi s-a gândit, bă, să apară smartphone-uri. Foarte mișto și au făcut suportul ăsta. Așa, ia. Ăsta e iPhone. Scump. Scump cât mașina. Bun, dar cum se ține în mână acest volan și cum e să stai în această mașină? Care pare nașpa, dar nu e nașpa. În primul rând, volanul se ține bine în mână. Așa. Este lucios, dar un samsar poate curăța volanul ăsta fără nici cea mai mică problemă. Adică nu cred că ar fi o problemă gravă pentru el. Avem aici niște butoane exfoliate. Iar nu este o problemă serioasă chestia asta. Se poate rezolva. Are climatronic, cum nu am eu pe Ford-ul Focus din 2017. Este sunetul ăsta super satisfăcător. Iar schimbătorul de viteză, mie mi se pare că este într-o stare destul de bună, având în vedere ce am văzut până acum la mașină. Eu zic că avem un singur lucru pe care mai putem să-l facem acum, și anume, hai să mergem cu mașină!
Bă, dar merge bine mașina! Nu pot să mă despart de ea. Sunt surprins. Da, sunt chiar foarte surprins de cât de bine merge. Dar cum arată ea așa? Pare că are ambreiajul bun. Da. Ai schimbat? Nu. Nu ai schimbat niciodată ambreiajul? Cred că ai schimbat, că m-a lăsat efectiv în drum și nu se mai putea... Da. Volanul stă un pic așa mai... Da, mai da, trebuie făcut o geometrie. Da, mie mi se pare că... Că încă poate. Că încă poate, da. Adică nu este o mașină care merge rău. Dacă geometria aia e... Dacă țin volanul drept, o ia... Aiurea. Și un pic am vagă direcția, deci probabil mai trebuie făcut ceva pe partea asta. Și zgomotele alea de acolo, din spate, nu știu. Acum sunt și multe chestii plasticoase. Nu, nu se aude nimic. Da? Probabil doar ce am acolo. Frâna de mână... Mai de vară. Frâna de mână nu mai ține. Cam asta se întâmplă, dragilor, când moștenește o mașină. Adică, nu știu, e o mașină în familie, o folosește cineva și apoi o ia următorul. Și nu mai e chiar așa mașina aia pe care și-a dorit-o primul. E o mașină lăsată așa, moștenire în familie. Îmi amintesc că în familia mea am avut noi o Skoda Fabia roșie. A avut-o maică mea și apoi a lăsat-o lui sora mea. Și sora mea a cam rupt-o. Deci mașina aia mergea foarte bine și a mers 120.000 de kilometri foarte bine, iar apoi în următorii 40.000 de kilometri s-a jerpelit maxim. Deci la cum merge mașina asta, eu nu sunt sigur că ea merge pe două urme. Cred că merge un pic hâit. Așa o simt. Pentru că atunci când dau de volan, adică pe parte sau mai mult pe parte. Știi cum merg, sunt niște Daci Solența care merg când te uiți așa? Da. Nu merg drept, merg așa un pic strâmb într-un unghi. Da. Când dau de volan, simt că face ceva și spatele, adică parcă o ia merge așa într-o parte, nu virează doar fața. Da. Sigur ai un tampon motor sau un tampon de cutie. Care se aude, deci nu mai e foarte fresh. Poți să o și calc un pic? Da. Tu mergi mai turat cu ea sau mai soft? Soft. Da, uai, o simt așa peste tot. Nu știu, nu mă simt în siguranță în mașina asta. Așa la viteză mică, da, dar altfel... Cutia mi se pare decentă. Dragilor, asta a fost episodul de astăzi cu mașina potrivită. Vedem în spatele meu această mașină minunată care mai are tot felul de mici defecte. Dacă ar ajunge mașina asta pe mâna unui samsar, o face țiplă, îi curăță chestia din motor, dacă își dă seama, dă acolo cu jet, o face giugiuc, dă kilometri înapoi și zice: domne, a fost mașina unei rude îndepărtate care a mers 30.000 de kilometri începând cu 2008, că nu prea a avut permisul suspendat și o poveste de asta interesantă. Întrebarea pentru voi este: dacă ar fi să cumpărați astăzi mașina asta, la cât ați evalua-o? Și cum ați ajunge la această evaluare? Credeți că merită? Credeți că nu merită? Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Și dacă aveți chef să auziți povestea mea și cum am început mașina potrivită, lăsați-mi un coment, băgați un hashtag acolo, nu știu, hashtag povestea ta. Vrem să auzim povestea ta, ceva de genul. Bine, mulțumesc că ați urmărit mașina potrivită, mulțumesc că ne sunteți subscriberi, mulțumesc că ne sunteți clienți, iar dacă vreți să ne deveniți clienți,
Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp și o să vă răspundem acolo cu plăcere. Până data viitoare, dragilor, de la Audi ăsta v-am salutat. Pa, pa!